Rudele bolnavilor sau chiar pacienții care îi vor jigni, amenința sau lovi pe medici ori asistenți vor fi aspru pedepsiți. Legea privind înăsprirea sancțiunilor a fost adoptată de Camera Deputaților, iar experiențele neplăcute prin care au trecut cadrele medicale au stat la baza acestui proiect legislativ. Realitatea din România este că din ce în ce mai mulți medici, din ce în ce mai multe cadre medicale ajung să fie umilite, jignite, ajung să fie chiar înjunghiate sau lovite, în cele mai multe cazuri chiar de către cei pe care îi tratează și pentru viața cărora luptă. Injurile și umilința putem spune că este aproape zilnic. Nu este o scuză, da, pentru cei care aplică genul acesta de injurii și umilințe la adresa cadrelor. Ei nu înțeleg totodată că există, pacientul are drepturi, dar de fapt are și obligații. Situațiile prin care au trecut cadrele medicale sunt uimitoare și în unele cazuri s-a ajuns la sechestrare sau lovire. Urmările, medicii și asistenții s-au ales cu vătămări, iar pacienții nu au fost sancționați în niciun fel. Am avut cazul unui medic de la consultație domiciliu, un compartiment al serviciului de sănătate de ambulanță, care a fost sechestrat. Dar luându-se legătura cu organele de poliție, de când s-a întâmplat evenimentul respectiv și până acum nu s-a mai repetat. În urmă cu o lună și jumătate am lucrat pe ambulanță tip B1. Am fost anunțați că o persoană și-a pierdut cunoștința la autogară. Ne-am deplasat cu ambulanța. L-am luat, i-am acordat primul ajutor în ambulanță, iar în momentul în care am ajuns în urgență, la unitatea de primiri urgență a Spitalului Județean, s-a trezit, era sub influența băuturilor alcoolice, a devenit deosebit de agresiv, asistentului i-a aplicat un pumn în ochi, pe mine m-a zgâriat pe gât. Pacientul agresiv a ajuns la secția de psihiatrie, însă nu i-a fost aplicată nicio sancțiune. Noile reguli prevăd ca vătămarea corporală gravă să fie pedepsită cu închisoare de la 3 la 12 ani, lovirea cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar amenințarea cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.